Bună! Bună! Am venit. Văd! E 4 și 10. Am venit mai devreme. Trebuia să vii la 4 și 20. Păi nu ne-au dat drumul așa repede. Poftim, n-am auzit. Am zis că nu ne-au dat drumul așa repede. Adică ne-au dat drumul mai repede. A, probabil pe la 11. Nu chiar la 11. Dar la cât? La 3:30. A, păi atunci ai întârziat. Nu, n-am întârziat. Ba da, ai întârziat. Dacă v-a dat drumul la 3:30, trebuia să ajungi acasă la 4:50. M-am întâlnit cu Brenciu. Care Brenciu? Ăla de la 9. A, ăla de la 9. A. Și a stat de vorbă în scară 20 de minute. Nu 20 de minute. Mm-hmm. Dar cât? 20 de minute, că altfel puteai să ajungi la 4 și 10. Am fost prin piață. Prin piață? Da, da. Pentru ce? Să mai iau mai după una, după aia. Ce? După care una? Ce una? Păi n-ai zis tu, după una, după alta? Dar nu e vorba de asta. Stai liniștită, nu. După de vorba de ce? De ce? Nu de e unde vorba de tu? Ce crezi tu. De unde știi tu? Ce cred eu? Păi nu știu. Păi ce știi tu? Nu știu nimic. Păi ce știi tu? Ce ți-ai zis? Lasă că stă proasta acasă cu mâncare pe foc și mă așteaptă. Nu, eu nu am zis asta. A, adică nici măcar nu ți-a păsat că eu stau acasă cu mâncare pe foc și te aștept. Ba da, cum să nu-mi pese? Mi-a păsat. Tu crezi că nu-mi dau seama unde ai fost? Unde am fost? Aha, deci recunoști că n-ai fost în piață. Ba da, am fost în piață. Ba nu, n-ai fost în piață. Dar unde am fost? Uite că nu vreau să-ți spun. Ai fost la cârciumă. Nu? Ba da. Nu. Ai fost la cârciumă la Cristi. Nu, n-am fost la nicio cârciumă, la niciun Cristi. Mănânci? Nu mi-e foame. Păi normal. De ce normal? Ai mâncat la cârciumă. N-am mâncat la cârciumă. A ce, doar ai băut? N-am băut. A, ai stat așa în cârciumă. Nu am stat așa. N-am fost la cârciumă. Așa. Așa ce, așa? Ce vrei să fac? Fă ce vrei. Mănânci? Băi, cum să nu, nu? Mănânci! Aș mânca un pic. Da. Păi ce faci tu? Mănânci, te uiți la televizor, te culci, te duci la serviciu? Păi nu asta fac oamenii normali? Păi da, acasă nu fac nimic? Păi ce să facă într-un apartament cu două camere? Atât a putut tata să-mi dea! Nu. Da, nu. Da, probabil, ai vrut o casă! Nu! No, păi dar ce să faci tu o casă? O casă trebuie să o întreții. Ești în stare să întreții o casă? De ce ți-a dat drumul mai devreme? Pentru că am terminat treaba mai repede. Ah, deci tu în fiecare zi poți să termini treaba mai repede, dar nu vrei. Dacă nu se poate să termini. Păi de ce nu se poate? Pentru că am avut multă treabă. Hai că vine să mă orderez. Adică tu ești obosit de la serviciu. Nu sunt obosit. Nu ești obosit, păi normal, ce faci tu acolo? Stai toată ziua. Stai pe scaun la birou. Stai în canapea, te uiți la televizor. Stai în pat, dormi. Păi ce vrei să fac eu la serviciu? Să te duci pe teren. Dacă sunt contabil. Normal! Ce să fii și tu? Paula, mai e în birou cu tine? Este! Normal că este! Normal că este, că nu sunt singur în birou! Nu? Suntem toți aia de la contabilitate într-un birou! Ia auzi, toți! Stați așa, de vălmășie, bărbați, femei, toți la oaltă! Nu, fiecare are biroul lui! Și lucrați! Și al tău e lângă al Paulei? Ce? Biroul! Nu, e lângă geam. Da, așa, și stai toată ziua și te uiți la geam. Nu mă uit la geam.
te uiți la Paula? Nu mă uit la Paula! A, deci nici la Paula nu te mai uiți! Nu! Te-ai plictisit și de ea? Probabil că te uiți la Cristina! Nu mă uit nici la Cristina, mă uit în foi, uite așa, mă uit, uite, mă pun la birou, mă pun așa și stau în foi, înțelegi? Da, da, bineînțeles, te uiți în foi unde primești bilețele. Ce bilețele? De la Paula! Dacă e supărată! De ce e supărată? Dar ce te interesează pe tine de ce e supărată Paula? Păi tu ai zis că e supărată! Normal că e supărată dacă ai zis că nu mai vorbești cu ea! Pa, vorbesc! Deci vorbești! Vorbesc, da! Și ce vorbești tu toată ziua cu Paula? Dar nu vorbesc toată ziua cu Paula. Aha, normal, vă mai feriți de oameni, măcar atâta bun simț ai. Dar nu avem de ce să ne ferim. Ah, normal, dar de ce să vă feriți? Știe toată lumea, probabil, nu? Ce să știe, dragă, toată lumea? De tine și de Paula! Ce ai aflat? Că tu și Paula! Ce e cu Paula? Ce e cu mine și ai cu Paula? Ai nimic, nimic! Nimic! Asta e soarta noastră a femeilor. Care soartă? Păi asta! Spală-l, îmbracă-l, hrănește-l și dă-i drumul la alta! Care alta? Deci sunt mai multe că l-o mor! Auzi, dragă! Hai, mai bine să mâncăm, te rog! Păi parcă ziceai că nu ți-e foame! Acum mi-este un pic! Normal, pune-te masă, strânge-te masă. Nu, uite, pune-o masă. Aha, păi tu alegi cei mai ușor. Nu aleg cei mai ușor, uite, aleg cei mai greu. Uite, pun în farfurii, vrei? Am înțeles, pui în farfurii, după aia strângi farfuriile și le și speli. Le și spăl. Adevărul e că de când mai spart tu ceva. Dar eu n-am spart nimic. Ai spart un pahar. Asta a fost acum 8 ani. Și crezi că am uitat? Credeam că ai uitat. Da, și ce ți-ai spus? Dacă tot a uitat proasta, ia să mai sparg și eu ceva. Nu vreau să sparg nimic. Am înțeles, deci sunt o proastă. Nu! Dar cum sunt? Că nici deșteaptă n-ai zis că sunt. Ba da, ești foarte deșteaptă. Aoleu, ești foarte deșteaptă. Doamne, cum spui tu vorbele așa? Numai ca să-mi faci mie pe plac. Atunci nu mai zic nimic. Dar ce să avem noi de discutat amândoi? Ce să discutăm? Păi, putem discuta orice. Orice despre fotbal. Nu despre fotbal. Păi nu, dar dacă s-ar putea. Dar nu-mi place fotbalul. Îți place ție ceva? Da, îmi place. De Paula? Nu, Paula! Îți place de alta? Nu! Nu? Nu. Vrei să divorțăm? Nu, dar ce ai pățit, mă? Ce-ți veni? Ce s-a întâmplat? Păi văd că de mine nu-ți place? De când ai venit acasă, ții numai reproșuri. Dar nu am ce să-ți reproșez eu ție. N-ai ce să-mi reproșez, adică eu nu fac nimic. Nu am vrut să spun asta, am vrut să spun, hai să mâncăm. No, păi, ce te interesează pe tine? Hai să mâncăm, ai gătit tu ceva vreodată? Nu n-am gătit, că am fost la serviciu. Cu Paula. Cu toți ceilalți colegi la unde serviciu. Unde ați fost cu toții? La serviciu. Aha. Puteai să te învoiești să vii acasă să gătești. Data viitoare o să mă învoiești și o să gătesc. Cum poftim. Să nu? Să termin tot uleiul. O să pun mai puțin. Să n-aibă mâncarea gust. O să fac friptură. Să dai strop de ulei pe aragaz. O să-i șterg. Ca să termin tot detergentul. O să fac salată. Salată și când o să tai legumele o să curgă zeama aia între corpurile alea două de la bucătărie și toate coșile de la ceapă pe mochet. Atunci nu mai fac nimic, na. Poftim! Ce poftim? Dacă ce că nu vrei să gătești? Păi vreau, dar dacă nu mă lași să gătesc. Cred că aș fi singura femeie de pe planetă care nu vrea să-i gătească cineva. Atunci gătesc. Și gata, scapi. Nu, mai fac și altceva, uite. Mă duc cu copilul în oraș. Cu copilul? La cârciumă? Nu la cârciumă, nu. Mă duc cu copilul în parc, poftim. El omor. Da, e bine. E bine? E bine, în parc e bine. De ce să nu fie bine? De ce bine? Stai frumos în parc, mai trece una, mai vine alta. Care alta? Paula!
Ce să caute Paula în parc? Dar ea n-are copii? Ba da! Are, iauzi, are copii! Are un băiețel! Câți ani are? 4! Și băiețelul ei de 4 ani să se joace cu băiețelul nostru de 3? Dar n-are ce să caute Paula în parc cu de noi. De ce? Ai vorbit tu cu ea și ți-a zis că n-are ce să caute în parc? Nu, dar stă în partea cealaltă a orașului. Știi unde stă? Da, știu unde stau toți colegii. Aha, normal. Deci nu prea stai pe la serviciu. Dar ce fac, dragă? Umbli brambura pe la colegi. Dar n-am fost la niciun coleg. La Romică ai fost? Am fost de ziua lui. De ziua lui! Cu tine am fost de ziua lui! Am fost! Știi ceva? Hai să mâncăm o dată! Știi ce zi e azi? Ce importanță mai are? Are! Nici atâta lucru nu ții minte! Ce să țin minte? Astăzi facem 9 ani de căsătorie. Nu te-ai uitat că am pus ghiveci pe masă? Șampanie! Uită-te! Mă așteptam. La ce? La asta. Și? Și... Ți-am luat un inel. Ți-am luat un inel. Mie! Ție! Doamne, tu chiar mă iubești! Da, te iubesc! N-am auzit ce ai zis? Da, te iubesc! Cât de mult mă iubești? Mult, mult, mult de tot! Mult, mult, mult de tot! Mai mult decât pe Paula? Doamnelor și domnilor, Adi Nartea și Tania Popa și Paula! Ia uite pe Paula! Ea e Paula! Paula! Paula, ea e! Paula! Pavel! Pavel! Pavel, dar ce, noi nu putem? Dă inelul înapoi! Astăzi Pepsi ne-a adus pe Adi Nartea și Tania Popa în